Domnului din nou că ne-a ajutat încă două zile pe acest pământ să ajungem cu bine. Și am ajuns din nou sănătoși în casa lui Dumnezeu. It is the mercy of God. It is not our deserving, Father. It is the mercy of Jesus Christ. Vorbesc în engleză un pic pentru că sunt câțiva frați care vorbesc limba engleză. Sunt fratele Sabrina Cornel și sora Rebecca, dar o să vorbesc în majoritatea în română, pentru că sunt mai mulți care vorbesc română. Îi mulțumim Domnului pentru că a lăsat ca Duhul Sfânt să fie cu noi. La drumurile noastre, unde am fost la lucru, care am fost pe drumuri, Dumnezeu este acela care pe ploaie, care a fost, ne-a păzit de orice rău. Îi mulțumim pentru protecția Domnului. Și vrem în această seară să îi aducem Domnului rugăciuni din toată inima. Dumnezeu să ne ajute ca să nu fim oameni superficiali, ci să aducem rugăciuni sincere înaintea lui Dumnezeu. Pentru că vă știți cum se purta Iisus cu fariseii, care se rugau cu gurile în șir și care puneau accent pe lucrurile care se văd, materiale. Și Domnul vrea să ne învețe pe noi o lecție, că mai mult face o minută de rugăciune, dar cu foc și cu inimă, decât o oră întreagă și superficial și cu gândul în altă parte. Domnul să ne ajute ca noi să fim oameni reali, oameni care punem inimă în lucrarea lui Dumnezeu. Orice facem pe acest pământ pentru Dumnezeu, să facem din toată inima. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că tot ce facem cu cuvântul sau cu fapta, cum să facem? Să facem din toată inima, fără gâlceavă, fără cârtiri și fără șoviri, slăvit să fie Domnul. În loc să fie ceva care facem în fiecare zi, cum ar fi respirația, cum ar fi mâncatul, cum ar fi mersul și vorbitul, pare că a fi devenit rugăciunea ca un lucru care îl punem pe zid. Vă știți, oamenii care au business-uri pun pe zid un fel de fire alarm care îl folosești atunci când ai doar o tragedie, o problemă în casă. La fel și în viețile noastre. În viețile multor oameni, rugăciunea a ajuns doar un lucru în stare de urgență. Nu ne mai rugăm zi de zi. Am uitat să facem rugăciuni cum se ruga și Daniel. Se ruga dimineața, după amiază și seara. Noi parcă am ajuns să fim mai sfinți ca Daniel. Dacă Daniel, care era prea iubit înaintea lui Dumnezeu și totuși trebuia să-și ia timp să se roage Domnului, credeți voi că noi suntem mai sfinți ca Daniel, că am ajuns să nu ne mai trebuiască nici măcar o rugăciune pe zi? Doamne, ajută-ne să ne îndreptăm înaintea Ta și să începem să ne rugăm așa cum se ruga Daniel. Biblia nu spune cât timp se ruga Daniel, dar spune că era constant în rugăciune. Daniel nu lăsa să treacă o zi fără ca să se roage înaintea lui Dumnezeu. Pentru că el știa că Satana nu își ia concediu. Satana nu stă în liber undeva la Cancun, la plajă, și să te mai lasă vreo zi să ai o zi liniștită. Ci Satana zilnic este pe urmele noastre și Biblia spune că umblă după noi ca un leu, chiar și de cei aleși să-i smulgă din împărăția lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne ajute. Amin. Ca noi să înțelegem că Satana este adevărat, este viu, și dacă nu ne rugăm, dacă nu postim și dacă nu vedem o adunare, o biserică, să știți că Satana ne va duce departe de căile lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute ca noi să facem din rugăciune ceva zilnic. Să facem volanul mașinii vieții noastre și să nu fie doar o roată de rezervă. Am auzit o poveste că un pilot mergea cu un avion și a început să înțeleagă că nu mai are benzină în avion. La 300 de mile de stație, a sunat turnul de ajutor și a spus: dați-mi un sfat, cum să fac, mai am 300 de mile și nu mai a rămas nimic benzină. Și mergea omul spre pământ cu viteză mare. Și oamenii care încercau să-l ajute de la turnul de scăpare i-au spus:
Omule, nu mai este altceva decât să spui și tu, Tatăl nostru care ești în ceruri. Vedeți că de multe ori, în zilele de criză, de multe ori ne aducem aminte de Dumnezeu. Începem să ne gândim iarăși la Dumnezeu, că există un Dumnezeu care poate să ne asculte rugăciunile noastre. Dar ajută-ne, Doamne, ca rugăciunea să fie ceva zilnic în viețile noastre. Rugăciunea să fie dimineața, după amiază și seara, ca familiile noastre să fie binecuvântate. Noi știm că rugăciunea este, în cea mai mare parte, o resursă care puțin o exploatează. Este ca un continent care puțini oameni îl exploatează și puțini oameni înțeleg cât de bun este acest continent al rugăciunii. Se vorbește despre aceasta mai mult decât orice alt lucru, dar se practică cel mai puțin dintre toate lucrurile care noi le facem ca și creștini. Interesant este că rugăciunea este cel mai important în viețile noastre, dar cu părere de rău, mulți dintre noi o practicăm cel mai puțin. Și facem alte lucruri care spiritual nu ne ajută. Cel mai mulți oameni se preocupă ca să facă bani. Și cred că dacă iau o zi sau o oră din timpul lui Dumnezeu, Dumnezeu le va înmulți rodul muncii lor. Dar este fals. Dacă tăiem din timpul lui Dumnezeu, să știți că și Dumnezeu taie din binecuvântările Lui față de noi. Dumnezeu nu se lasă înșelat. Dumnezeu nu se lasă bagiugorit. Dumnezeu nu se lasă manipulat. Pentru că omul care face rău, rău va culege. Și omul care ne socotește pe Dumnezeu, să știți că și Dumnezeu îi va întoarce la fel după faptele și după vorbele Lui. Noi știm că Pavel, care ne învață în această seară despre rugăciune, a înțeles rugăciunea și puterea ei. Rugăciunea făcea parte din viața lui Pavel și el considera de la sine înțeles că va face parte din viața fiecăruia creștin și el vrea să ne învețe și pe noi astăzi, la fel cum ne-a învățat și Domnul Iisus Hristos, ca să ne rugăm stăruitor în fiecare zi. Nu poți fi cu adevărat un bun creștin și să nu te rogi, cum la fel nu poți fi un om, un husband sau un soț bun fără să vorbești cu soția ta. Cum ar fi căsnicia noastră dacă ar trece zile întregi, săptămâni întregi, luni întregi și noi să nu vorbim cu soțiile noastre? Sau să nu vorbim cu soții noștri? Ce fel de căsnicie ar fi? Poate oamenii nu vor da la divorț, dar oamenii aceia vor fi niște oameni mizerabili. La fel și cu Dumnezeu. Poți, poate, să fii creștin fără să te rogi mult, dar relația aceea cu Dumnezeu va fi o relație mizerabilă, la fel ca și în familie. Dacă nu vorbim cu soțul sau cu soția, la fel, relația aceea și căsnicia aceea este o căsnicie mizerabilă. Domnul să ne ajute ca noi să înțelegem că dacă vrem să fim creștini puternici, trebuie să ne rugăm puternic. Amin. Dacă vrem să avem credință mai mare, trebuie să ne rugăm mai mult. Amin. Dacă vrem biruință mai mare, trebuie să ne rugăm mai mult. Amin. Dacă vrem Duhul Sfânt în viața noastră să intervină, să lucreze, să ne dea putere, să ne dea rezolvare, trebuie să ne rugăm mai mult. Și Domnul să ne ajute la aceasta. În primul rând, Apostolul Pavel vrea să ne învețe că noi trebuie să ne rugăm cu stăruință. Trebuie să ne rugăm cu stăruință. Pavel începe prin a spune, devotați-vă rugăciunii sau stăruiți în rugăciune. Și în limba originală se spune, stăruiți cu statornicie în rugăciune. Cuvântul tradus continuă statornic este un cuvânt în limba originală. Poate fi tradusă, persistă în rugăciune, fii devotat rugăciunii și nu te lăsa în rugăciune. Poartă cu ea ideea de dedicare. Domnul să ne ajute ca noi să fim niște oameni care suntem dedicați în rugăciune. Două dintre cele mai instructive parabole pe care Iisus le-a spus vreodată despre rugăciune, una în Luca 18 și cealaltă în Luca 11. Și în Luca 18 el spune, ele spuneau o pildă
ca să le arate că trebuie să se roage tot timpul și să nu se descurajeze. În Luca 11, cuvântul este locul unde găsim promisiunea care spune: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Fiecare dintre acele vorbe sunt la timpul prezent. Continuă să întrebi, continuă să cauți, continuă să bați, continuă să te rogi pentru copiii tăi, continuă să aduci familia ta înaintea lui Dumnezeu. Nu descuraja, pentru că Domnul este în ceruri și El va răspunde la timpul potrivit, slăvit să fie Domnul. Acum există o diferență, cum am mai spus, între o rugăciune stăruitoare și o rugăciune lungă. O persoană care este persistentă sau stăruitoare în rugăciune nu trebuie neapărat să se roage o rugăciune lungă. Persistența sau stăruința rugăciunii înseamnă să nu renunți la rugăciune. Dumnezeu vrea ca noi să nu renunțăm la rugăciune. Am observat în multe locuri de închinare, în multe case de rugăciuni, oamenii parcă sunt forțați să se roage rugăciuni lungi. Și oamenii care se întâlnesc la seri de rugăciune, cum spuneau oamenii că pe vremuri, oamenii stăteau până la 5 dimineața și este bine. Dar foarte mulți dintre oamenii aceia care stăteau, unii dintre ei stăteau acolo forțați din împrejurări. Sau forțați că dacă stă ăla, trebuie să stau și eu. Măcar că vreau să merg acasă, dar trebuie să stau aici până la 5 dimineața. Dumnezeu nu vrea o astfel de rugăciune. Dumnezeu nu vrea niște rugăciuni de 5 ore pe care le faci de sfilă, care nu vrei să stai, dar trebuie să stai. Dumnezeu vrea ca tu să faci rugăciuni fierbinți înaintea Lui, care tu vrei să te rogi, care tu, ceea ce spui, tu chiar spui din toată inima. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. De aceea, de multe ori când am mers în multe case de rugăciuni, văd pe fețele oamenilor care se strâng la rugăciuni, la oameni acasă, parcă o povară pe inima lor. Iar stăm până la 3 noaptea. Oamenii care nu sunt fericiți să se roage, decât să stai acolo, mai bine mergi acasă. Mai bine faci o rugăciune de 5 minute, dar o faci din toată inima, o faci cu bucurie și nu te stresezi înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute ca rugăciunile noastre să fie rugăciuni făcute din toată inima, slăvit să fie Domnul. Problema că unii oameni renunță ușor. Renunță pentru că spun că nu au chef să se roage. Bucuria a dispărut. Sentimentul a dispărut. Dar noi, fraților, nu suntem oamenii care suntem conduși de sentimente și de emoții. Ci noi avem credință, după porunca Domnului Iisus, care ne spune să ne rugăm neîncetat. Și când Domnul ne spune să ne rugăm neîncetat, El nu spune ca să te scoli de dimineață la 5 dimineață și până seara la 5, până nu mai poți să te rogi în continuu, nu. Domnul Iisus Hristos ne învață ca în mintea noastră să avem o gândire de rugăciune. Amin. Chiar când mergi la volan și trebuie să te rogi în mintea ta ca Domnul să te păzească. Amin. Să nu te încrezi că tu ai făcut taximetrist și ești Uber și ești cel mai experimentat om și cu tine nu se poate întâmpla nimic. Nu. Tu trebuie să te gândești: Doamne, păzește-mă de rău. Amin. Atunci când sunt pe drum. Sau alții în alte lucruri, atunci când suntem la geamul nostru, trebuie să lucrăm rugându-ne în mintea noastră: Doamne, păzește-mă de ispită. Doamne, păzește-mă de femei. Doamne, păzește-mă de droguri. Doamne, păzește-mă de alte lucruri. Noi trebuie să avem o viață presurată de rugăciune în mintea noastră. Să fim percetruiți cu rugăciune. Oriunde mergem, pentru că dacă nu ne rugăm în interiorul nostru, atunci mintea noastră începe să iscodească alte lucruri și să gândească alte lucruri, cum să devenim noi șmecheri și să facem alte lucruri pământești. De aceea este bine să avem rugăciunea în mintea noastră tipărită pentru totdeauna, slăvit să fie Domnul. George Mueller, cunoscut ca unul dintre cei mai mari luptători din rugăciunii din toate timpurile, a avut de spus despre persistența lui Iisus în rugăciune. El a spus: este o ispită obișnuită a satanei
să ne facă să renunțăm la citirea cuvântului și la rugăciune, atunci când plăcerea noastră a dispărut, spunea el. Ca și cum nu ar fi de niciun folos să citim Scripturile când nu ne bucurăm de ele și ca și cum nu ar fi de niciun folos să ne rugăm când nu avem duh de rugăciune. Adevărul este că pentru a ne bucura de cuvânt, spunea el, ar trebui să continuăm să-l citim, iar modul de a obține un spirit de rugăciune este să continui să te rogi. Cu cât citim mai puțin cuvântul lui Dumnezeu, spunea el, cu atât mai puțin dorim să-l citim. Și cu cât ne rugăm mai puțin, cu atât mai puțin dorim să ne rugăm, spunea omul lui Dumnezeu. Și cred că este adevărat și în viețile noastre. Ați observat de multe ori, oamenii, când încep să nu vină o marți la rugăciune, a doua marție deja este mai ușor să lipsești, pentru că facem un obicei din a lipsi de la biserică. Și am observat și în viețile noastre, de multe ori, încetul cu încetul, dacă nu citim cuvântul Domnului și nu avem un schedule, în rugăciune, ne depărtăm de rugăciune și tot mai puțin ne rugăm și tot mai puțin citim cuvântul Domnului și zelul față de Dumnezeu dispare. Domnul să ne ajute să înțelegem. Ca zelul să vină înapoi, trebuie să citim mai mult. Ca zelul în rugăciune să vină înapoi, trebuie să ne rugăm mai mult. Și să forțăm trupul acesta să stea în prezența lui Dumnezeu și să-L obișnuim din nou cu rugăciunea și cu citirea cuvântului. Deci, în primul rând, Apostolul Pavel, în această seară, vrea să ne învețe că noi trebuie să fim stăruitori în rugăciune. Să nu ne dăm bătuți. Chiar dacă ne-am rugat un an pentru copiii noștri ca să fie vindecați și nu s-au vindecat, totuși să continuăm. Amin. Pentru că Domnul ne pune la încercare. Nu știm de ce Dumnezeu încă n-a intervenit. Poate fi multe motive. Dar noi să nu tăcem înaintea lui Dumnezeu și să nu spunem că dacă Dumnezeu nu ne-a răspuns după o lună, două, gata, înseamnă că nu este voia lui Dumnezeu. Nu este adevărat. De multe ori poate fi și că nu este voia lui Dumnezeu. Dar de multe ori este că Dumnezeu vrea ca să te mai rogi mai mult, ca El să răspundă mai târziu. Pentru că ceasul lui Dumnezeu este diferit de ceasul nostru și Domnul să ne ajute ca noi să ne rugăm stăruitor Lui mereu și să nu dăm înapoi. În al doilea rând, Dumnezeu vrea ca noi în această seară să ne rugăm cu pasiune. Ce înseamnă să te rogi cu pasiune? Înseamnă să te rogi din toată inima. Dacă ești stăruitor în ceva, este clar ca bună ziua că trebuie să fii pasionat, trebuie să pui lucru, trebuie să pui inimă în acel lucru. De fapt, Pavel spune că ar trebui să fim vigilenți și vegheatori în acest lucru. Este a fi pasionat în rugăciune este opusul trândăveniei sau al leneviei. Acestea descriere de rugăciune pline de pasiune. Iisus era pasionat de viața sa de rugăciune. Era ceva de ce făcea mereu. Mereu se ruga înaintea lui Dumnezeu. Mereu își găsea timp ca să se roage înaintea lui Dumnezeu. Și nu-i venea greu să se roage înaintea lui Dumnezeu, pentru că știa că ca să învingă ispita, el are nevoie de rugăciune. Amin. Și când s-a rugat acolo câteva ore, el a certat pe ucenicii săi și le-a spus, ce, n-ați putut să vă rugați un pic cu mine, pentru că toți au căzut într-un somn. Vedem că și în timpurile noastre, foarte puțini oameni care rezistă și se mai roagă cu pasiune. Majoritatea oamenilor au lăsat ca rugăciunea lor doar să fie ca un fel de insurance pentru protecția lor familiară și pentru lucrurile care ei le au. Însă Domnul vrea ca noi să ne mai rugăm și pentru cele spirituale. Amin. Prea des am ajuns ca noi să ne concentrăm pe lucrurile spirituale, pe lucrurile materiale. Și prea puțin oamenii se mai roagă pentru lucrurile spirituale. Și întrebarea pentru noi este de câte ori pe zi tu te rogi pentru ca starea spirituală a familiei tale să se schimbe.
în comparație cu de câte ori te rogi pentru starea materială. Și să fiu sincer, chiar și în familia mea, chiar și eu, de multe ori, de prea multe ori mă rog pentru starea fizică, pentru că ne este frică ca ceva fizic să se întâmple, fără ca să ne pese prea tare de lucruri spirituale. Nu este așa. În multe familii este acest lucru și Dumnezeu spune că nu este un lucru bun ca noi să ne gândim doar la cele materiale. Pentru că El le dă pe deasupra. Și dacă Domnul le dă pe deasupra, de ce noi cheltuim 90% rugându-ne pentru El? Și Biblia spune că Dumnezeu știe de ce aveți nevoie și vă va da de ceea ce aveți nevoie. Și totuși, noi ne cheltuim 90% din timpul nostru de rugăciune ca totuși să cerem lucrurile materiale. Doamne, ajută-ne la business, de parcă El nu știe să ne ajute. Doamne, păzește-ne, trimite îngerii Săi și de multe ori și eu parcă simt că dacă mă rog pentru ca Domnul să trimite îngerii Săi, El în clipa aceea trimite, de parcă dacă nu m-aș ruga, nu ar trimite îngerii Săi. Biblia spune că Domnul tăpărește, Îngerul Domnului tăpărește în jurul celora ce se tem de El. Deci dacă tu te temi de Domnul, automat El trimite îngerii Săi ca să te păzească. Nu mai trebuie să spui tu din nou lui Dumnezeu în fiecare dată când mergi la drum. Este ceva care eu practic. Doamne, lasă îngerii Tăi să fie cu mine la lucru, să fie cu mine pe drum. De parcă eu atunci rezolv și atunci Dumnezeu trimite îngerii spre mine. Nu. Cei care se tem de Domnul, automat au garantat protecția lui Dumnezeu peste El. Fără ca atunci noi trebuiască să ne rugăm. Domnul să ne ajute la lucrurile acestea și mai degrabă noi să nu ne rugăm pentru lucruri materiale atât de mult, ci să ne rugăm ca Domnul să salveze viețile celor care încă sunt pierduți în familia noastră. Copiii care sunt rătăciți pe droguri, copiii care sunt robiți de jocurile electronice și stau acasă și nu pot să iasă din casă pentru că toată viața lor, toată speranța lor este că vor trece la next level într-o joacă sau alta. Însă ne vom ruga pentru aceste suflete ca Domnul să-i salveze. Amin. Să înțeleagă că viața fără Domnul nu are sens. Bucuriile materiale sunt trecătoare. Bucuriile chiar dacă ai reușit în viață și ai câștigat la loterie și ți-ai luat o casă de $1,000,000, totuși, fără Domnul, este doar o risipă și este doar o goană după vânt. Lucrurile frumoase, fraților, au sens doar când le facem împreună cu Domnul și când sunt făcute cu gândul că Domnul este de partea noastră. Slăvit să fie Domnul! Iisus Hristos ne-a învățat că noi trebuie să ne rugăm din toată inima. În Luca 3, la botezul Său, în timp ce se ruga, cerul s-a deschis. Cerul s-a deschis, fraților. Lucrul acesta vrea să ne învețe că rugăciunea plină de inimă deschide cerul lui Dumnezeu. Dacă astăzi te vei ruga cu inimă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu va deschide cerul binecuvântărilor Sale și peste tine vor curge râuri de binecuvântare. Și doresc ca Dumnezeu să deschide cerul, dar pentru aceasta roagă-te din toată inima. Fără să te uiți la vecinul tău ce face, fără să te gândești la fratele tău cum se roagă, tu roagă-te și toarnă-ți inima ta înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să deschidă cerul și să cadă roade de binecuvântare. Și în primul rând mă gândesc la darurile spirituale. Roagă-te în așa fel ca peste tine să cadă nouă daruri de la Dumnezeu. Noi de multe ori ne gândim că dacă mă rog, o să-L impresionez pe Dumnezeu ca să-mi dea o zestre de vreun $1,000,000. Nu, nu, nu. Dumnezeu vrea ca să-ți dea, în primul rând, darul de prorocie, darul de deosebire a Duhurilor, ca să nu mai fii dus de nas de unul și de altul, darul de vedenii, darul de deosebire a Duhurilor, darul de tămăduire și altele. Pentru aceasta noi să răvnim. Pentru aceasta noi să ne rugăm. Și atunci, fraților, când biserica va fi plină de daruri,
darurile Duhului Sfânt, atunci biserica se va umple. Pentru că Biblia spune că cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea. Slăvit să fie Domnul! Duhul Sfânt face diferența. Nu omul, nu școala, nu teologia, nu alte lucruri, ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu face toată diferența în viețile noastre. Slăvit să fie Domnul! În Luca 6, cu 12, înainte de a-i chema pe ucenicii săi, el a petrecut toată noaptea în rugăciune, care ne învață că rugăciunea plină de inimă și plină de pasiune ne dă în drum mare în viețile noastre. Amin. Now this word is saying that we have to pray like Jesus Christ when he had to send people in mission and the disciples, that the prayer that we make from all our heart will give in our life a direction towards the best. We have to pray that Jesus Christ will guide our lives towards the best and the kingdom of Jesus Christ. Rugăciunea făcută cu credință ne va da o direcție în viață. Pentru că de prea multe ori nu știm unde să o apucăm. Nu știm ce să mai facem. Nu știm dacă să mai continuăm sau nu. Nu știm dacă aceasta este voia lui Dumnezeu sau este o joacă. Nu știm ce să mai facem. Dar să te rugăm în această seară ca Dumnezeu să ne descopere și să ne îndrume unde să mergem, ce să facem și cum să lucrăm pentru Împărăția lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Amin. În Luca 9, cu 29, la schimbarea sa la față, spune, și în timp ce se ruga, înfățișarea feței lui Iisus a devenit diferită, iar îmbrăcămintea lui a devenit albă și strălucitoare. Rugăciunea făcută din toată inima, fraților, din toată inima, cu pasiune, permite să experimentăm gloria lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Atunci când ne rugăm din toată inima, vei experimenta bucuria și gloria lui Dumnezeu în viața ta, așa cum a fost și Domnul Iisus Hristos. Facă bunul Dumnezeu ca în această rugăciune noi să ne punem pe genunchi și să aducem o rugăciune din toată inima cu stăruință. Dacă vrei să-L impresionezi pe Dumnezeu, nu-L vei impresiona cu cuvinte alese, cu lucruri învățate, cu lucruri rostite, care le făceau și fariseii, și vedeți ce laudă au primit ei de la Domnul Iisus Hristos. Noi să nu facem așa. Dacă vrei să-L impresionezi pe Dumnezeu, fii sincer înaintea Lui. Roagă-te cu cuvintele tale, roagă-te cu inima care o ai înaintea lui Dumnezeu și fii sincer. Nu încerca ca să fii de acord cu alți frați, doar ca să fii liniște în biserică, ci spune tu Domnului ceea ce te apasă pe tine. Dacă în viața ta nu ai claritate pe drumul care mergi și ți se pare că viața ta este o viață dublă sau îndoielnică și te duci spre nicăieri cu viteză mare, roagă-L pe Domnul ca să te îndrume ce să faci, unde să mergi, cum să-L slujești pe Dumnezeu, ca Dumnezeu să facă minuni, să ne arate direcția în care trebuie să mergem și să ne descopere prin cuvântul Său, prin vise de noapte, prin citirea cuvântului, direcția pe care noi trebuie să mergem. Mergem pe genunchi și ne rugăm Domnului ca El să lucreze în